Bun venit la departamentul de vânzări, podcastul care îți place. De ce? Deoarece doi consultanți de business cu experiență, Cristian Radu de la Madrid și Elena Badea de la București, îți aduc cele mai tari cunoștințe, cele mai eficiente tehnici și cele mai bune metode pentru ca tu să vinzi mai mult, mai repede, mai profitabil. Bun găsit, Cristian, astăzi avem un subiect pe care de-abia aștept să-l dezbatem. Ce mai faci? Bun găsit, Elena! Bun găsit tuturor! Îmi în minte. acum când te auzeam cu introducerea podcastului nostru din Madrid. în bucurești informație să crești! <laughs> super, super. Sunt foarte bine atât ce faci cu ești. Îmi place vara! Pe mine mă face să mă simt plină de energie. Eu nu am niciun fel de, cum să spun, nimic de ca să mă plâng vis, -vis de căldură. Și mă răsfoață pur și simplu anotimbo ăsta. Sunt solară, sunt uh, plină de energie și îmi place foarte, foarte mult. Nu vreau concediu, vreau să lucrez, vreau să duc proiectele mai departe. Pentru mine uh, momentul de relaxare o să vină în toamnă, în septembrie. Așa că până atunci pregătim o grămadă de noutăți. Și la noi e foarte cald să știți, de fapt la noi e foarte cald să știi, au fost zilele astea 40 și ceva de grade și uh, rezonez foarte mult cu tine. Chiar mă întreba în dimineața asta când am ajuns la birou, mă întreba secretarea, dar tu nu pleci în vacanță? Zic eu să plec în septembrie, eu să plec în octombrie vacanță, pentru că am programate niște călătorii în România și în septembrie și în octombrie, dar luna august, cred că este unul dintre... Puținia, nu cred că e primul din mul, ultimii mulți ani, e primul an în care nu simt nevoia să plec în vacanță în luna august. Am niște proiecte atât de plăcute, și în momentul în care faci lucruri care îți plac, nu simți nevoia să să A, lași. Nu te poți deslipi. Exact jucăriile acolo. jos. Da, exact. Deci am ținut un coaching ieri, am vorbit o oră ca atâta ai sesiunea și am și spus doamnei respective, parcă au fost 10 minute. Parcă au fost 10 minute. Dar asta se leagă și cu tema noastră de astăzi, și de-abia aștept să împărtășești cu noi despre inteligența emoțională în vânzări. Trebuie să le spun celor care încă n-au aflat vestea că tu ai o formare în zona aceasta de inteligență emoțională, așa că m-am gândit să profit de tot ceea ce tu știi pe subiectul acesta acum și să vedem cum aplicăm inteligența emoțională în vânzări. Dar hai să pornim de la definiție. Ce este această inteligență emoțională și cum o putem defini? Eu vreau să vorbesc despre acest subiect și dacă ar fi să ne uităm la figurile marcante ale inteligenței emoționale, sunt diverse definiții ale inteligenței emoționale, dar una simplă care este foarte ușor de reținut și care îmi place la nebunie și cu care rezonez foarte tare este gestionarea emoțiilor folosind partea rațională a creierului. De ce chestia asta? Știm cu toții sau mă rog, dacă nu, dacă nu știm, creierul nostru are o parte care ține de emoții sau care generează și gestionează emoții și o parte care generează rațiune sau care e responsabilă de, 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 rațiune. E bine, emoțiile acestea ne împing de multe ori să avem acțiuni din impuls, să nu gândim când facem o activitate sau o acțiune și uneori când acționăm din impuls, uneori când ne ascultăm emoția, putem să facem lucruri de care să ne pară rău sau să nu, să nu luăm cele mai bune decizii. Și atunci, partea asta sau abilitatea de a gestiona emoțiile folosind partea rațională a creierului se numește inteligență emoțională. Super! Desigur, dar că există definiții bine. mult mai profunde, mult mai elaborioase, dar o definiție foarte simplă pe care să, țin, să o țină minte cei care ne urmăresc ar fi aceasta. Foarte, foarte bine că ne-ai adus o definiție atât de ușor de reținut, atât de clară și care, într-adevăr, din punctul meu de vedere, spune esența procesului care stă la baza inteligenței emoționale. Acum să mergem către Departamentul de Vânzări. Cum ne ajută? inteligența emoțională în vânzări. Ce superputere e asta sau ce putem face cu ea? Hai să ne aducem aminte de ce cumpără oamenii sau cum cumpără oamenii. Și răspunsul este foarte simplu, oamenii cumpără de cele mai multe ori pe bază emoțională. În afară de momentul în care rămâi fără motorină în rezervă și vrei, nu vrei, trebuie să bași motorină, cele mai multe achiziții le facem pe bază emoțională. Și atunci, dacă cel din fața mea de cele mai multe ori cumpără de la mine datorită unei emoții, eu mă gândesc că este de foarte mare folos să-l înțeleg pe omul ăla, să-i înțeleg emoțiile, să înțeleg cum funcționează la el emoțiile, cum le gestionez eu sau cum mă raportez eu la emoțiile persoanei respective, astfel încât să iau niște măsuri, să ajung la punctul în care semnează contractul, semnează o vânzare și vânzarea respectivă înseamnă win-win. Ca să simplific și mai mult, în vânzări, inteligența emoțională ne ajută să înțelegem emoția omului din, din fața noastră și să luăm deciziile necesare pentru a încheia vânzarea. Da, asta este pe cele două zone pe care Daniel Goleman le arată ca făcând parte din inteligența emoțională trimisă sau în relație cu ceilalți sau aplicată interpersonal și vreau eu să punctez că în egală măsură există două zone de inteligență emoțională care sunt în relație cu sinele, cu propria persoană. Și ele sunt în oglindă. Prima parte este capacitatea de a înțelege propriile tale emoții, iar asta este în relație cu propria persoană, în relație cu ceilalți Devine capacitatea de a înțelege emoțiile celorlalți, de a le recunoaște și de a le înțelege, și celelalte două zone sunt capacitatea de a gestiona prin intermediul rațiunii propriile tale emoții, care se transferă și devine capacitatea de a gestiona prin intermediul rațiunii și emoțiile celorlalți. Am zis bine? Ai zis, -a ai zis foarte frumos, ai zis uh, foarte bine. ce aș mai adăuga eu că este faptul că îți este greu sau aproape imposibil să înțelegi și să gestionezi emoțiile atat, a celorlalți, atâta timp cât nu poți să gestionezi emoțiile tale. Da. Și uh, inteligența emoțională pornește cu autocunoaștere, pornește cu înțelegerea emoțiilor tale. De unde vin emoțiile respective, cum dizolv, cum controlezi emoțiile mele și în momentul în care reușești să faci asta pentru tine, o poți, să faci, uh, o poți face și pentru clienții tăi. Sau poți trece chiar la nivelul următor în care nu doar eu îți înțeleg emoțiile, eu îți uh, gestionez sau mă raportez uh, bine la emoțiile tale, ci... Te ajut și pe tine să-ți înțelegi mai bine emoțiile și să um, iei niște decizii care să te ducă acolo unde îți dorești. Exact, exact. Devine o oglindă bună pentru tine, una care să te ajute. Știu că poate suna câteodată, câteodată, la modul că emoțiile nu sunt chiar ok și că ele nu prea sunt bune. Dar ce vreau să spun este că dacă ați avut vreodată senzația aceasta. A fost exact așa, doar o senzație, pentru că emoțiile au un rol important în viața noastră și cele pe care noi le numim pozitive și cele pe care noi le numim negative. De fapt, nu există în mintea noastră emoții pozitive și negative, există emoții integrative care ne duc înspre ceilalți ca să ne integrăm cu ei și există emoții care au rolul de a ne apăra, eul și sinele de invazia eului și sinelui celorlalți. Așa că vă invit să explorați alături de Cristian sau de alte materiale pe care le apreciați, l-a numit pe Daniel Goleman, și să înțelegeți adevărata semnificație a emoțiilor. Să mergem mai departe, Cristian. Pentru că vorbim de vânzări și de vânzători. Care sunt câteva tehnici pe care le putem împărtăși acum cu cei care ne privesc în legătură cu aspecte acestea ale inteligenței emoționale aplicate în interacțiunea de vânzare? Pentru că s-ar putea să-i un pic pe cei care ne urmăresc, nu știu, cuvântul tehnic, ar, s-ar putea gândi că ne ducem în prea profunzimea inteligenței emoționale. Vreau să vin cu câteva recomandări, câteva sfaturi de bun simț pe care oamenii de vânzări să le aibă în vedere atunci când merg într-un proces de vânzare, atunci când merg la o întâlnire cu un client. Și un prim sfat foarte important este că la o întâlnire de vânzări nu mergem cu emoțiile la noi. Noi la o întâlnire de vânzări mergem foarte echilibrați, mergem foarte raționali, nu mergem să demonstrăm ceva cuiva pentru că am avut chiar eu o discuție ieri spre seară, am avut o discuție cu un client aici la mine în birou în, în care a identificat că a pierdut niște, niște contracte foarte importante pentru că a intrat într-un joc de orgoli cu cu omul căru căruia încerca să-i să, -i, să -i vândă. Deci, <coughs> pardon, într-o întâlnire de vânzări, noi mergem fără, fără emoții, nu încercăm să demonstrăm nimic nimănui, nici că suntem buni, nici că nu suntem buni. Intenția noastră sau obiectivul nostru cel mai important este semnarea contractului în condiții morale și legale. Un alt sfat foarte important pe care simt nevoia să-l să dau aici este să adresăm întrebări și să ascultăm. Eu o... <coughs> scuze. E un lucru pe care noi l-am pomenit în podcastul nostru despre importanța adresării întrebărilor și ascultării active, dar acum nu, nu doar ascultăm să vedem ce zice, acum ascultăm să înțelegem și emoțiile din spatele răspunsurilor primite. Pentru că dacă reușim să înțelegem emoția, dacă reușim să luăm niște decizii în raport cu emoția omului respectiv, foarte probabil să ajungem la, la vânzare. Și ce am observat eu că funcționează, asta vorbesc de practică, asta n-am citit, n-am văzut, n-am descoperit-o nicăieri, am văzut că funcționează foarte bine să-l ajut pe om să verbalizeze precis nevoia pe care o are, pentru că de multe ori vine cu o nevoie, vine cu emoții în spatele nevoii și omul din, din orice motiv nu știe, nu poate sau nu vrea să verbalizeze exact nevoia pe care o are. Și eu am învățat să pun foarte bine degetul pe rana, am învățat să pun punctul pe ei și momentul în care îi spui omului, tu vrei o mașină albastră cu patru roți, cu volan pe partea stângă, cu beculețe, cu nu știu ce, cu tare, omul e foarte încântat de faptul că eu pot să uh, definesc atât de precis uh, nevoia lui și e mai mult decât simplu. Nevoia odată definită e ca și uh, rezolvată vânzarea. Uh -huh. Ok. Deci, astea sunt câteva lucruri foarte utile și, într-adevăr, sfaturi demne de a fi puse în practică pentru că au efect imediat. Din punctul meu de vedere, foarte valoros, foarte, foarte, foarte valoros este să intrăm în interacțiunea de vânzare fiind echilibrați emoțional, adică ne fiind stăpâniți de furie, de iritare, de agitație interioară, poate chiar de tristețe, da? Sau, de alte lucruri care să ne împiedice, fiind stăpâniți de acea emoție, să ne conectăm și să fim atenți la emoțiile celuilalt și la nevoile lui. Al doilea lucru pe care tu iarăși l-ai punctat și pe care eu îl validez și este foarte valoros, este să fim alfabetizați în acest domeniu. Chiar să fim în stare să înțelegem emoțiile, să le numim, să le recunoaștem, să știm care este rostul lor, ce mesaje aduc, de ce există ele și nu degeaba ni le-a dat mama natură, de deci să fim alfabetizați în zona aceasta. Iar al treilea lucru pe care vreau să îl recomand și eu este să căutăm, să ne punem tot timpul în minte mesajul pe care îl aduce fiecare emoție. Și o să dau exemplu. De exemplu, se știe din literatura de specialitate că furia ne aduce un mesaj. Mai întâi îl aduce așa cu fanioane mai micuțe, sub formă de iritare, hei! Pe urmă îl aduce așa cu fanioane mai mari, sub formă de enervare și pe urmă îl aduce cu fanioane imense, sub formă de furie adevărată, da? Ei, aceste fanioane se fac de la mici, medii și mari pentru că noi nu știm care este mesajul. Și atunci să clarificăm. Furia ne spune Uită-te la obiectivele tale, uită-te la ce vrei să faci aici, lasă-l pe celălalt, nu el este problema. Uită-te la care este adevăratul obiectiv pe care îl ai de îndeplinit aici. Al doilea lucru, și eu mă raportez acum doar la situații în care nu suntem în fața unui pericol real sau a unei amenințări reale, mă refer la interacțiunea de vânzare. Doilea lucru, ce ne spune, de exemplu, tristețe tristețea ne spune du-te și stai potolit într-un loc, dă-ți un pic de timp ca mintea ta să sorteze lecțiile învățate. Ce ne spune, de exemplu, frica, anxietatea. Frica, anxietatea ne spune respiră liniștit, ce ai de făcut acum este să cauți o soluție nouă, diferită, mai bună. Respiră liniștit, ceea ce ai de făcut acum este să cauți o soluție nouă, diferită. Da? Asta ne spune frica. Iar ce ne spune dezgustul? Ca să mai dau un exemplu, dezgustul ne spune scapă de persoana, contractul, situația aceasta din viața ta. E toxic. E toxic. OK? Deci eu recomand această alfabetizare cu ce mesaje ne aduc emoțiile. Odată ce știm că furia vine în vânzare, nu ca să ne dăm la, luăm la bătaie sau ca să o revărsăm asupra celuilalt, ci ca să ne semnalizeze mai întâi cu fanioane mici de iritare, pe urmă cu fanioane mai mari de agitație și pe urmă cu fanioane mai mari de enervare, da? ne semnalează, măi, atenție, care e obiectivul tău aici? Ce vrei să faci? l-ai pierdut din vedere. Uite-te cu atenție, întoarce-te la el. Bine? Super. Sucut, se minunat, minunat. Să știi că oarecum ai ridicat mingea la, la fileu și dacă până acum îți spuneam cum fac în momentul în care mă întâlnesc cu un client, să știi că în momentul în care am eu clienți la mine în birou, oameni pe care îi antrenez pentru a putea face cât mai bine partea asta de vânzări, unul din lucrurile la care lucrez și la care pun foarte mare sau pe care pun foarte mare accent este chiar acesta. Identificarea emoțiilor prezente în ei în timpul unei vânzări. Pentru că ni se întâmplă să mergem la un client, ne enervăm și zicem, băi, m-am enervat că nu știu ce, cu tare, cu tare, dar nici măcar o dată nu ne punem întrebare, da, de ce m-am enervat? Deci am simțit eu frică în timpul vânzării? De deci am simțit eu că nu merit contractul respectiv? Și atunci, pasul 1 în lucru cu clienții cu care lucrez sau cărora le ofer formare în această direcție este chiar acesta, identificarea nevoilor prezente în tine în timpul unei vânzări sau înainte sau după vânzare identificarea nevoi ne, nu emoțiilor prezente în tine da. raportate la procesul de vânzare Odată ce am identificat aceste emoții, ok, păi emoția asta, 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 pasul următor este înțelegerea acestor emoții. Ce sunt emoțiile astea, de unde vin, de ce, de, da, de ce, de ce nu și vom identifica că sunt două tipuri de emoții așa la mod. Niște emoții care ne ajută să ducem vânzarea mai la sfârșit, ceva de genul: Mă duc, semnesc cu Elena acum, îmi iau bonusul și plec în vacanță, și, mamă, ce bine o să fie la mare, la soare, cu banii pe care urmează să iau din bonusul ăsta, sau emoții neproductive. Elena e prea mare, eu sunt prea mic cum să semnez eu contractul ăsta, produsul nostru s-ar putea să nu fie destul de bun, nu suntem noi cei mai potriviți pentru a livra serviciul sau produsul respectiv. Oarecum gândire limitativă în, în direcția aceasta, și odată identificată și înțeleasă această emoție, mergem la, pas, la, la pasul următor și este autocontrol. Și autocontrol înseamnă ok, hai să înțeleg emoția, hai să o pun pe pauză. Și ce fac sau ce îi ajut eu pe oameni, sau ce invit pe oameni să facă este să dizolve emoția aceasta negativă, iar emoția pozitivă să o potențeze. Foarte adevărat. Ce mai, ce mai, ce mai învăț eu pe, pe oameni sau le mai recomand clienților mei să fac atunci când merg la o întâlnire cu un cu client este să transmită o stare de bine, să transmită o stare pozitivă. În momentul în care intru la tine în birou, tu să simți măcar bucuria de a vorbi cu mine. Dincolo de produs, dincolo de serviciu, dincolo de orice, mă bucur că a venit Elena la mine în birou. Vai Elena! Ce mai faci? Noi chiar am avut o discuție înainte să, să începem înregistrarea acestui uh, interviu. Am zis, Elena, ce mai faci? Abia aștept să te văd. Tu la fel, abia aștept să te văd, Cristian, abia aștept să vedem o cafea, să stăm, să stăm de, de vorbă. Și bucuria aceasta de a vedea un om în vânzări este foarte uh, benefică. Da, da, este. Uh, îți recomand cu căldură să citești cărțile profesorului Dan Siegel. Uh, se scrie Dan, cum se aude, și Siegel. Neuroștiința fericirii, mintea, toate cărțile lui sunt fantastice pentru că au această combinație de neuroștiințe, și apoi partea aplicată în autocontrol, în autocunoaștere, în relaționarea mai bună cu ceilalți. El lucrează și a colaborat și cu Daniel Goleman și cu alți oameni foarte faini Dar ce ai spus tu, el, această parte de conectare și de bucurie a revederii construită de fiecare dintre noi cu celălalt și cu sine este așa. Prezență, conectare, rezonanță și apoi încredere. Ăștia sunt cei patru pași. Și ca să afli mai multe despre lucrurile astea, îți recomand <coughs> cărțile lui. Spune-ne mai multe despre formarea ta și despre felul în care lucrezi cu cei pe care îi ghidezi în zona aceasta de îmbunătățire a inteligenței emoționale. Ce ai făcut, care este formarea, care sunt lucrurile pe care le lucrez cu clienții tăi și apoi îi recomandă-ne și tu resurse de învățare. Păi ce fac eu foarte mult cu, cu clienții mei, fac coaching în inteligență emoțională în perioada asta vieții pentru că îmi place foarte tare, doar ce am terminat recent cursul după aproape 11 luni de, de muncă la cursul ăsta și prin întrebări, identificăm emoțiile uh, identific emoțiile la clienții mei cum cum spuneam emoții potențatoare sau emoții bloca, care îi blochează care îi înfrânează oarecum în parcursul sau în dezvoltarea lor profesională Odată identificate emoțiile, le înțelegem și vedem de unde vin, poi vin de acolo, ok, și pe cele potențatoare le dăm și mai mare forță, pe cele care îi înfrânează oarecum, le dizolvăm, ci simt nevoia să adaug aici foarte important, o emoție de asta de înfrânare, o emoție neproductivă, nu se să dispară niciodată. Dacă tu vii cu o problemă foarte mare din copilărie, din. pentru că în perioada aceea se cam formează problemele astea, nu, nu poate nimeni să facă să-ți dispară total problema respectivă, da, da, da. dar se poate duce de la o intensitate foarte mare la o intensitate foarte mică, astfel încât să nu mai fie relevantă sau să nu te mai împiedice în procesul de vânzare sau procesul de dezvoltare personală sau uh, profesională. Da. Și oamenii, am, cum să spun eu, Rămân surprins pe zi ce trece de cât de puține cunoaștem noi pe noi oamenii. Eu de vreo șapte ani de zile lucrez la mă cunoaște pe mine și simt că nu mă cunosc destul de, de bine. În momentul în care oamenii vin în ședințele mele de coaching și după o. Uneori se întâmplă din prima ședință, uneori e nevoie de mai multe ședințe, le spun, uite, trebuie să lucrăm la autocunoaștere. Tu nu te cunoști pe tine din cauza asta, ai o căutare continuă în care, chiar am avut zilele trecute o experiență cu un client care zice, băi, de ani de zile tot caut ceva, îmi propun tot felul de obiective de -alea de mă doare stomacul. În momentul în care mi-am propus un obiectiv profesional, îl ating, ajung acolo și zic, uh -huh, ok, am bifat-o și pasta caut. Eu am trecut pe aici în urmă cu niște ani, am simțit foarte bine și știu foarte bine ce înseamnă căutarea asta, probabil că și de-aia curiozitatea pentru inteligență emoțională, probabil că și de-aia curiozitatea pentru neuroștiință și exact asta fac, că îi ajut pe oameni să se înțeleagă mai bine într-un prim într pas, pentru că la o bază creșterii sănătoase, personale și profesionale, stă autocunoașterea. Apoi, după ce ne cunoaștem mai bine și ne înțelegem emoțiile, știm ce e de făcut, pe unde să mergem, ne-am reparat pe noi și obișnuiesc să spun că pe o fundație sănătoasă, să, pe o fundație solidă, poți să construiești o clădire cât de mare vrei, un proiect cât de, cât de mare. Dacă fundația este putredă sau nu e construită foarte, foarte bine, ca, poate oricând să cadă clădirea peste, peste noi. Sigur că, da. sigur că da. Iar entuziasmul ăsta al tău și starea de bine pe care o ai lucrând în coachingul ăsta de inteligență emoțională foarte fain, se vede, se transmite și contribuie la a da și celuilalt bucuria descoperirii și bucuria înțelegerii. Că, a, înțeleg, în momentul, da, uite, simt să-mi adaug ceva, în momentul în care eu m-am apucat să citesc foarte mult dezvoltare personală, profesională și, și cărți de creștere în orice, dimen în orice sens, am întâlnit ideea asta că vei ajunge la un moment dat să acumulezi atât de multă informație încât natural vei simți nevoia să o împărtășești cu alții. Am zis, mm -hmm. mă, că asta e o chestie de marketing, este o poveste frumoasă, asta dă bine în cărți. Mm -hmm. <coughs> Pardon, dar nu se întâmplă în realitate. Mm -hmm. Ei bine, eu chiar am ajuns la la nivelul respectiv și mă bucur foarte mult că este reală dorința aceasta. În momentul în care cunoști niște informații care te ajută pe tine și care îți dai seama, sau despre care informații îți dai seama că ar putea să ajute și alți oameni, pur și simplu e o nevoie naturală, o nevoie pe care e greu să o, să o explici, e de datoria mea să dau mai departe informații, este datoria mea să-i ajut și pe alții să-și rezolve probleme pe care eu le-am le rezolvat. Și, okay. uite, apropo de chestia asta, multă perioadă din viața mea eu am zis, băi, m-am născut foarte defect. De ce m-am născut foarte defect? Pentru că m-am născut cu. Tot felul de întrebări, cu tot felul de ciudățenii, cu tot felul de emoții pe care nu știam să le gestionez, pe care nu știam să le, să le înțeleg, și am lucrat cu, cu mulți oameni. Unul dintre oamenii care m-a ajutat să să cresc, ai fost chiar tu și să recunosc că, pentru că ai fost și ești mentorul meu în, în continuare și eu am rezolvat foarte multe probleme și acum încerc să, de fapt nu încerc, acum îi ajut în activitatea de zi cu zi pe oamenii care mă contactează să rezolve chiar aceste probleme care să desfrâneze sau să lase frâna de mână jos a mașinii pe da. care o conduc și să ajung cât mai repede către obiectivul pe care și-l doresc. Am putea să vorbim până mâine despre treaba asta. Da, este foarte fascinant și te felicit că ai ales calea asta și eu văd o legătură foarte frumoasă și coerentă între inteligența emoțională și absolut orice aspect al businessului sau carierei sau vieții noastre. Așadar, îți mulțumesc mult că ai împărtășit cu noi despre inteligența emoțională în vânzări la acest episod de podcast și de-abia aștept să ne vedem data viitoare cu o temă tot așa surprinzătoare, dar foarte utilă celor care ne privesc. Te îmbrățișez, îți mulțumesc pentru întrebări. E o plăcere deosebită să vorbesc cu tine, să povestesc despre lucrurile astea atât de minunate și să împărtășim cu cei care ne urmăresc. Am așa în episodul 23 îi îmbrățișez și le mulțumesc și celor care ne, ne urmăresc și ne trimită mesaje despre informația pe care ne o livrăm. Pe data viitoare! Numai bine!